Bună dimineața, dragilor! Pentru cei mici este foarte important să știe că trebuie să aibă grijă de sănătatea lor. În grădinițe există cursuri de educație posturală. Aceste cursuri își propun să-i facă pe cei mici să-și cunoască mai bine corpul și să știe să-l îngrijească. Healthy Posture Academy este un program care îmbină două concepte, educația posturală, adică exerciții pentru dezvoltarea musculaturii copiilor și pentru atingerea abilităților specifice vârstei, abilități fizice specifice vârstei și cunoașterea propriului corp. Sunt două concepte. Cunoașterea propriului corp, la cunoașterea propriului corp facem tot felul de experimente, de proiecte art and craft, desenăm și învățăm despre corpul nostru într-un mod foarte amuzant. Copiii sunt foarte veseli, vor să cunoască, vor să știe despre ce este vorba, cum funcționează. Iar la partea de gimnastică posturală, în primul rând, copiii sunt învățați în mod constant cum să stea corect în bancă, cum să stea corect acasă la joacă, cum să se uite corect la televizor sau cum să meargă corect, așa. Și în afară de asta facem foarte multe exerciții din diferite tehnici care să le dezvolte lor abilitățile specifice vârstei. Tehnici din Yoga Kids, din reeducare posturală globală, facem exerciții de coordonare, de echilibru. Nu este de ajuns să spui copilului stai drept, pentru că el niciodată nu o să știe cum să stea drept. Trebuie să-i explici de ce este important, care este poziția pe care trebuie să o adopte în anumite activități. Încă de la începutul vieții este foarte, foarte important ca copilul să urmeze un astfel de program. El are un rol hotărător în dezvoltarea coloanei, atât coloane vertebrale, cât și musculaturii care susține coloana vertebrală. Dacă urmăm un astfel de program, aproximativ la vârsta de 16-18 ani, copilul o să fie din punct de vedere fizic, cât și postural și o să fie totul în regulă. Înțeleg că întreg conceptul grădiniței este în a educa pe cei mici în ceea ce privește sănătatea lor. Povestiți-mi puțin despre cum l-ați gândit. Montesano este o grădiniță concept care este fondată pe doi piloni. Un pilon este educația Montessori. La nivel mondial este un tip de educație alternativă și cel mai indicat pentru educarea copiilor preșcolari. Iar al doilea pilon care ne aparține este educația pentru sănătate și implică mai multe activități. De ce credeți că este importantă educația posturală pentru un copil la 3-4 ani? Din foarte multe motive. Pe de o parte, digestia are loc așa cum trebuie. Pe de altă parte, copiii, având în vedere că este o instituție de educație, stau destul de mult pe scaun sau stau pe jos, pe covorașe. De modul în care se așează, va depinde modul în care va fi afectată sau nu coloana lor pe parcursul întregii vieți.